Salut! Sunt Vitra Granticus și sunt dependent de parfumuri. Azi nu am să vă prezint o altă obsesie de-a mea, azi am să vă fac o propunere. Daniel Hector, caracter. Este o propunere pe care o fac pasionaților și colecționarilor de parfumuri. Nu este un parfum care să fie îmbrățișat de către toți. Dar pentru pasionați poate să fie o surpriză plăcută, un element de studiu. Este o creație din 1989 și când miros acest parfum, simt că mă întorc în trecut. Printre amintirile pe care le am de atunci, îmi amintesc și de profesorul meu de geografie, din generală. Era un profesor grizonat, cum sunt eu acum, un profesor care tot timpul se îmbrăca în ținute office. Și doar acest parfum îi lipsea, pe care sigur l-ar fi avut dacă nu existau acele vremuri tulburi. Era un profesor nu doar cu un aspect îngrijit, era și un profesor dedicat catedrei sale. Tot timpul avea la el, pe lângă catalog, avea și hărțile de care nu se despărțea. Deci este un parfum dedicat tuturor bărbaților eleganți și dedicați profesiilor, bărbaților cu caracter. Parfumul ăsta este ca o carte valoroasă pe care o găsești la un preț bun într-un anticariat. Caracter are o mulțime de note, ca mai toate parfumurile din perioada sa. Sunt 20 de note și de aceea am să le citesc. În deschidere, ca note de vârf, are lavandă, aldehide, pelin, chimion, bergamot și busuioc. Ca note de mijlocare, brad, garoafă, piper, salvie, mușcată, iasomie. Notele de bază sunt pielărie, lichen, paciuli, tămâie, ambră, mosc, cedru, nucă de cocos. În deschidere simt lavanda și probabil aldehidele. Probabil aldehidele pentru că nu știu sigur cum miroase acestea. În cazul acesta simt ceva efervescent. Tot în deschidere, pe lângă lavandă și aldehide, simt ceva note verzi. La mijloc, bradul și garoafa fac legea, iar la bază intră în joc piesele grele. Iese în evidență pielăria și pe fundal apar tămâia și ambra, care pentru prima dată dau parfumului un aspect dulceag. Eu am cunoscut parfumul ăsta la un tânăr coleg care a avut curajul să-l achiziționeze și a devenit parfumul său de birou. Eu aș fi zis că este un parfum care se adresează mai mult celor maturi, dar iată că poate să câștige și adepți mai tineri. Este un parfum de sezon rece. Deși este considerat un parfum fresh și spicy, modul cum sunt mixate notele fac din el un parfum de sezon rece. Dar cu două, trei pufuri este foarte bun și la birou. Își face treaba. Vă spuneam, colegul meu îl folosește la birou. Persistența lui nu este una de speriat, dar trăiește cât să se facă remarcat. Proiectează foarte bine în prima oră, atunci când scoate din el toată seva lui de parfum barbershop, apoi se retrage spre piele când te învăluie cu notele lui dulci. Vestimentația pentru acest parfum cred că trebuie să fie una office, pentru că așa arată el că nu este orice tip de caracter. În general, caracter se manifestă ca mai toate parfumurile din perioada sa. Un spirit care la început provoacă usturime ochilor, apoi se îndulcește puțin. Cred că așa și imaginau bărbatul în acele timpuri. Își făcea intrarea ca un spirit pe rană și apoi, dacă totul era ok, se instala o dulce amiciție. Din punct de vedere psihologic, parfumurile de atunci cred că mergeau mai mult pe o marcare a teritoriului. Încă se puteau isca agitații din nimic, o privire ciudată sau un cuvânt nerostit, dar lăsat de înțeles, puteau să provoace un război. Cred că și în cazul femeilor li se atrăgea atenția cu masculinitatea înțepătoare, dar apoi erau seduse cu
dulceața din a doua parte a parfumului, când și bărbații deveneau mai calzi. Caracter amintește foarte mult de Givenchy Gentleman, clasicul Gentleman din 1974, și de Versace L'Homme, așa, ca să vă faceți o părere. Cred că v-am făcut curios să-l încercați și, asta fiind spuse, vă mulțumesc, vă salut și vă îndemn să fiți fresh!